Aule con i salti di notte, la primavera, un fratello di aspi in cielo, un po' sotto e sulla palla. Oximoron după oximoron. Ei, și simțeam să împărtășesc cu cineva chestia asta. Am intrat în primul bar și acolo l-a crescut pe el. Pe care el? Zizi, instructor de not. Și? Incredibil de priceput. Și ai împărtășit cornul abundenței? Păi, până dimineața. Și dimineața când m-am trezit, m-am dat seama.
că ți-am furat portmoneul. Da, de unde știți? Mi-am furat portmoneul cu tot. Cu bani, cu acte, nu mai am nimic, nici buletin, nu mai știu cine sunt, Gheorghe. Ai anunțat poliția. Cum să fac o astfel de tâmpenie? Cine știe ce are să le spună Zizi acela? Adică ce are? Păi, cine știe ce are să inventeze că a făcut mie noaptea trecută? Și gata comedia mea. Stevie, te rog, pune, pot să fac ceva pentru tine? Impenibil, Gheorghe. Te rog, fii. Gheorghe! Stevie! Nu! 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 Că nu! Împrumută-mă cu niște bani! Dar! Și... lasă-mă să stau aici! Asta nu se poate! De ce? Pentru că tipa asta trebuie să plec. Unde? Am o întâlnire de-a face. Ce întâlnire de-a face? O întâlnire de-a face! O întâlnire de... Gheorghe! Mi-a spune că ți-a dor soția. Da. Dar nu definitiv. E, săraca femeie! De ce săraca femeie, Stevie? Ce nu înțelegi? Dacă un soț își înșală soția primul, nu pare un idiot când ea îl va înșela mai târziu. Și-o cunoști tu pe târg, pe afacerea asta din... Constanța. Constanța? Tanța din Constanța. Frumos! Da. Eu am cunoscut-o în urmă cu o lună de zile. O femeie de mod așa... mai grea. Tanța din Iescu din Constanța e o... ființă minunată, O artistă? Da, nu. Și mi-a promis că noaptea asta va fi noaptea noastră. Păi și soția ta e de acord să lipsești noaptea de acasă, Gheorghe? Da. Soția mea știe că mă duc la vechi prieteni de afaceri, domnul Dinescu din Constanța. A, deci ea e soția lui. Soția lui. A mea, a lui domnului Dinescu. Nu așa ai spus? Domnul Dinescu nu există omul. L-am inventat. De creativ ești. Bine, spun. Păi, Gheorghe, și când o să afli nevastă... Doamne ferește! Acum o cunosc. Înainte să divorțeze, s-a răzbunat și-a luat și ea un amant. Și cu ce te deranjează că tu ai înșelat-o primul? Păi, tocmai asta e, Stevie. Că n-am înșelat-o încă. Pentru că nu mă aștept. Hai, trebuie să plec. Gheorghe! Da. Și dacă te-am să vin aici? Ce prostii spun? Cum o să vin? Dar nici nu știe că locuiesc aici, în București. Stevie, să nu te superi, trebuie să pleci. Deci nu pot să rămân aici. Nu. Și deci nu am un valet cu care te folosesc. Gheorghe, pretendia noastră stă într-un valet. Stevie, te rog să înțelegi situația, da. Am un plan. Mă duc la hotel. Așa. Îmi iau bagajul. Așa. Și mă întorc aici. Nu, Stevie. Mă duc, da? Bine, ascultă. Da, Stevie. Nu! Stevie. Nu! Nu! Că nu! Ascultă-mă! Profite prietenia mea! Prietenia dintre bărbați e mai importantă decât orice! Și vrei să spun ceva? Nu suport riscuri! Nu că să n-ai din comedia lui franceză cu toți. Să sun după valet. Da. 5-5-5, 4-4-4. Alo, agenția? Da, Pătrăjeu. Ați făcut ceva cu majordonul, baletul acela? Uh-huh. Este uți pe jos. Nu vorbeați cu dumneavoastră, domnule. Da, a trebuit să o știți. Da, da, insist. Vă mulțumesc, mulțumesc. Da, bravo, bravo. Ajută-mă că să treacă să... Da, dragoste mea, uite, chiar în momentul ăsta în care sunt foarte grăbit, fac tot ce-mi stă putință ca tu să fii mulțumită, în păcat, fericită! Fericită, fericită! Dar să știi că plecările tale mă fac să mă simt foarte prost. De ce, draga mea? De ce? De ce? Pentru că tu te duci tot timpul la oamenii ăștia, dar nu-i vin niciodată la De ce? De ce? Pentru că sunt foarte zelentari, pisicilor, câinilor, nimic nu mișcă de la ei din casă. Da, te-am pupat, dragoste, am plecat. Da, iubitule, ți-am promis o surpriză. Da, așa e, m-ai promis o surpriză. Nu par nerăbdător cu afli? O, Doamne Dumnezeule, arde de răbdare. Dar te rog, te rog, s-ar putea să iau foc și să-mi târziu. Fii fericit! Desfă-ți bagajul! Nu mai trebuie să pleci în deplasare! E o întâlnire de afaceri, draga mea! Exact!
Trebuie să mă întâlnesc cu domnul Dinezu. Îmi pare rău. Da, și te vei întâlni. Cum? Te vei întâlni aici. Cum aici? Iubitule, mie mi-ar fi părut foarte rău ca oamenii ăștia să creadă despre noi că suntem noi ospitalieri. Și atunci mi-a venit o idee. Am găsit adresa familiei Dinescu în agenda ta. Strada nouă, numărul 35, lângă hipodrom. Așa și? M-am gândit, ți-am de pierdut. Ia să le trimis o telegramă. Și le-ai trimis o telegramă? Exact. Și ce-ai scris în ea? Am scris așa. Vă aștept la vila mea din București în această săptămână. Bine, mi-ar face mare, mare plăcere să veniți. Cu drag. Cu drag? Și cum ai semnat-o? Iubitule, nu-i cunosc personal. Am semnat numele tău. Au, iubite, doamne! Poftim? Ziceam, dragoste mea, că de invitată e invitat tu. Da. Dar de cunoscut, îi cunosc doar eu. Și spun că nu o să vin. Nu, nu, nu. Te-am plecat, te-am plecat. Da, iubitule, uite, răspunsul. Invitația ta este un plus în prietenia noastră. Ne vedem bine cu drag Dinescu. Invitată? Poftim? I-ai invitat aici? Da. În casa mea? Poftim? Ziceam, ce frumos că ai invitat în casa noastră. Știi ce m-am gândit? Nu. Cu toate că voi tot timpul o să vă vorbiți despre afaceri. Eu o să am grijă să nu vă plictisiți. Da, sunt absolut convins. Cine-mi dă mie un pupic pentru ideea asta genială? Un pupic. Un pupic! Dar ce? Parcă nu mai un pupic merg? O, Doamne Dumnezeule, asta nu-i nimica pe lângă ce-a dat să fac! Și primire niște luminari! Bam, bam, bam! Poți, nu mai avem! Gigolo și curbele se fac oameni serioși! Nimic, nimic, nici cel mai mic scandal dezolant! O, vai de mine! Vă rog să-mi scuzați! Omagiele mele! Ah, o, da, da! Scuzați, scuzați, scuzați! Mă duc să mă pregătesc pentru deseară! Da! Ești fericit, iubitule? Explodez de fericire! Ce? Ce? Tangaș? Ce-ai spus? Tangaș? Cred că are o grămadă de surprize ascunse. Ei, vezi, surprizele acestea ascunse mă scot pe mine din minți. Doamne, ce rahat am intrat. Păi, crezi că e ceva serios? Scrisoare de înțare? Ceva? Ce fără cu ferire? Nimic. Nimic din ceea ce te-ar interesa pe dumneata. Dar dacă? Păi, dacă ce? Dacă s-a găsit cineva, să mă împuște. Cine? Unde? De ce? Cumeam, inspectore, cumeam. Auzi, eu te rog să nu-ți bat joc de sufletul meu care speră. Iată. Știi că eu vreau să mă asiez în grad de colonel? Felicitări. Pentru ce? Pentru gradul de colonel. Ha, mulțumesc. Dar aș vrea să plec la concediu săptămâna asta. Păi du-te la concediu. Care te ține aici? Dacă plec la concediu azi, mâine vei avea loc cea mai odioasă crimă din capitala noastră. Asta e norocul meu. Cu greu voi avansa în grad. Atunci nu pleca la concediu. Da, da. Eu vreau să plec la concediu. Felicitări. Pentru ce? Pentru concediu, domnule. Ha, mulțumesc. Poate ai vreo plângere. Orice, cât de mică. Ha. Da, inspectore. Dacă o să am ceva cât de mic, așa cum spui tu, o să te anunț. Tu vei fi primul care vei ști. Orice. Orice cât de mic o voi transfera în scandalul oamenilor. Ziarele din București o să pună pe prima pagină. Dragul meu, o să avansez în grad mult mai devreme. Am drept. Mă bucur foarte mult. Ce mai faceți, domnule Pătrunjel? Bine să zic... Ușa era deschisă, am sunat, dar n-a răspuns nimeni. Camerista, stă în Lotus.
Da, mă rog să-mi iertați. Inspectorul Măran, Poliția București. Inspectorul Măran, Poliția București? Încântată. Fericit. Putea spune că soarele a pătruns în casa voastră. Cine a pătruns? Soarele, odată cu dumneavoastră. Ce drăguț sunteți, domnul. Și dacă nu aș sta la serviciu pe mine... Ce of, ce-am face? Adică, sunt la serviciu. Și vă să rup mâna și pe mama. Ah. Asta e nerocul meu, doamne. Prea târziu sau prea greu. Prea puțin. Da. Mult prea puțin. Sunt convinsă că e puțin. Ce bine ne înțelegem. Am fost fericit să vă cunosc, doamna. Tanța. Doamna Tanța Dinescu din Constanța. Tanța! Doamna Dinescu! Nu se poate! Nu se poate! Sau se poate? Dragă și stimată doamnă, bine ați venit. Doamnă? Doamnă? Da. Vai, Gheorghe, să nu faci doamnă, pentru tine sunt Tanța. Tanța! Doamne, Gheorghe, ce surpriză! Într-adevăr, ce surpriză, ce surpriză! Doamne, să știi că am primit-o de cap. Iată-mă, Gheorghe, dar cred că te-am întrebat greșit. De ce? Ia uite asta. Adevărat asta? Da, foarte adevărat! Ah, ce frumos e asta! Gheorghe, eu am văzut că te-și la fel ca și toți ceilalți bărbați. Doamne, Tanț, cum ai putut să crezi așa ceva? Așa cum ai fi dornic de aventură, dar fără un pic de responsabilitate, înțelegi? Da, înțelegi tu, doamne, de-a cât picioare din aia? Era pe fuga! Afacere nebun, tot timpul pe fuga! Dar nici măcar nu știam unde stai! Ei, uite afat, aici. Mă gândeam că mă minți! Să te mint? Doamne Dumnezeule, de ce? De ce? Să zicem că ai fi însurat. Însurat? Doamne Dumnezeule! Doamne, dar ce prostie, nu? Da, absolută! Gheorghe, cum ar putea să fie un bărbat atât de ipocrit? Ipocrita, adică să fie însurat și să vrea să facă dragoste cu mine. Să mă ierți, da. Da. N-am să mai fac așa ceva. Gheorghe, îți promit că de acum o să mă las așa în brațele toate astea. Puternice și încrezătoare. Da, el o să profite legat de tine. Trebuie să te casezi. Da, unde îți mă casez? Undeva pe la Drugotel, că găsim noi. Da, nu. Uite, grija asta ta pentru mine mă face să fiu sigură de tine ca oricând. Așa că rămân aici. Dar eu! Tanța, dragostea mea, ce o să spună lumea? Ce? Gheorghe, ai putut să promovizi de mine? Și n-ai făcut-o. Mi-ai dovedit odată în viață că meriți orice sacrificiu. Sacrificiu! Stai, Tanța! Hai, că mor! Trebuie să fim conștiți! I-am așteptat clipele acestea. Dar mai mult decât mine! Gheorghe, sunt doar o femeie! Tanța! Hai, garaj! Am mai făcut asta de la școală. În mașina mea. Da, Raul! Da. Da, acolo. Acolo ce e? Acolo e biroul meu. Hai, Gheorghe, hai că vreau pe masa din biro. Nu! Acolo nu se poate, nu! Bine, dar nu-i spun de-a rea să duci. Hai, că mor! Atâța dragostea mea, înțelege că numai pe tine te iubesc. Numai pe tine te doresc. Dar nu sunt singur aici. Cum adică? Locuiesc cu rudă, cu rudă de-a mea. Cu cine? Cu mama? Ei, cu mama. Dar ce cine cu tata? Tanța. Dar ce cine sora? Păi exact cu sora. Dar nu e o soră bună. Păi ce contează pentru ea? Păi tocmai asta e că nu contează. E mine asta care e acum aici. Nu mai înseamnă nimic pentru mine. Stai puțin, dar ce? Când v-a însemnat ceva sau ce ne-ai să spui? E odată. Odată de mult când aveam casă. Da, ia. Gheorghe, o mică întrebare. Da. Ești căsătorit? Da. Da? Nu! Păi da, sau nu? Foarte puțin. De ce mai ai chemat-o pe mine aici? Nu, nu, uite! Și ea mea te-a chemat. Știi soția ta de mine? Hai, nu bănuiești absolut nimic. Știi că mă duceam la vechi prieteni de afaceri, domnul Dinescu din Constanța. Adică prietenii ăștia Dinescu din Constanța sunt eu, nu? Exact. O, doamne, că când ești ca toți ceilalți bărbați. Exact. Adică stai puțin. Dar de ce nu mi-ai spus adevărat de la bun început? Pentru că să-mi odip el. E, acum ai pierdut, definitiv. Da, Tanța, ziceai că mă iubești. Da, dar acum te urăsc. Tanța, că
știai că sunt nesurat. Mă iubeai, nu? Păi acum te urăsc. Pleacă, ieși. Eu și-mi mai văd în fața mea. Asta e casa mea. Dacă cineva trebuie să iesă, atunci ești tu aceea. Așa că te rog să pleci. Eu? Da. Nu, nu. Hai. Nu, că eu ceva probleme și eu acolo nu pot să mă întorc. Ce probleme? Ceva probleme. În orice caz. Da, ce? În orice caz, aici nu poți să rămâi. Păi și unde să mă duc? Habar n-am, nu știu. Soția mea poate să apară din clipă în clipă. Foarte bine. Oare să vină? Și hai să mă prezinți. Cum să te prezinți, femeie? E singură. Ea m-a invitat, domnul, așteaptă să mă vadă. Ce nu înțelegi, femeie, e singură, nu ai soț. Hei, iartă-mă, am uitat să mă duc unul. Alo! Vai, doamne! Fără să plătesc, am reușit. Doamne, să știți că arătați exact cum ați fost deschisă. Doamne, mă bucur și mă grăbesc să vă felicit, pentru că ați găsit în prietenul meu, Gheorghe, o calitate atât de rară la un bărbat. Soțul care își iubește soția. Nu e soția mea. Așa a spus. Dar a spus că v-ar mânca și că... Nu e soția mea. Taci! Lasă-mă, domnule, să vorbesc. Nu e soția mea. Cineva a făcut o gafă, nu? Da. Cineva a făcut o mare, mare gafă. Cine? Mama! Fă prezentare! Acesta este un vechi prieten care, din fericire, nu a văzut de mult, mult timp. Foarte drăguț! Ștefan Stili Stănescu. Stănescu se scrie într-un cuvânt, așa cum se citește. Iar aceasta este Danța Dinescu. Și dumneavoastră scrie așa cum se citește? Aaa, tu ești aia... Stanța din Constanța? Poftim, care aia? Doamnă, vă rog să-mi iertați presimțirea. N-am apucat să vă felicit pentru că ați găsit o calitate atât de rară în prietenul meu, Gheorghe, amantul înfocat. Desigur, pentru că sunt persoană minunată, delicioasă. Taci! Doamne, să știți că eu sunt un poet liric și spun într-adevăr adevărul. Gata! Lasă-mă, Gheorghe, să spun adevărul. Eu mă referam la soția lui. Vezi că mereu faci gafe. Dă-mi voie să spun că Vicky... Vicky te cheamă, vai, să Vicky e soția mea. Vicky e soția mea. I-a invitat pe doamna și domnul Dinescu aici. Păi stai, domnule, parcă ai zis că e nemăritată. Și? Păi așa e. Măritată! Doamne Dumnezeule, Gheorghe, păi că n-o să afle nevastă ta, Gheorghe! N-o să afle. Nu. Pentru că mi-a venit o idee. Stevie! A? Tu vrei să rămâni aici? Da! Iar tu, Danța, nu știu ce fel de motiv ai, nu vrei să pleci. Exact! Bine, Stevie. Poți să rămâi. Mulțumesc! Cu o condiție. Orice condiție? Până de seară o să fii soțul doamnei Dinescu din Constanța. Oh! Mi-a părut bine să te văd. La revedere! Gheorghe, am doar două cuvinte pentru tine. Exclus! E la fel de important pentru tine, ca și pentru mine. Nu mă face să-ți repet. Am doar două cuvinte pentru tine. Excus! Mersi. Atunci, liber să te întâlnești cu Zizi. A, până aici, asta e șantaj. Ce șantaj? Hotărăște-te. Păi, dacă ar fi să aveți un soț, cum s-ar numi el? Iulie. Oh, ce banal. Minunat, Danța, mulțumesc. Mulțumesc, că nu fac asta pentru tine. Aha, pentru mine? Mersi, fii sigur. Și cu ce s-ar ocupa Ilie? Ar trebui să ocupe cu ceea ce mă ocup și eu. Adică? Cauciuc. Nici de cauciuc. Topuri de cauciuc. Vase de cauciuc. Cauciuc, cauciuc și tot cauciuc. Tu te auzi ce spun? Cel mai bun poet să se ocupe cu cauciuc? Hai, nu mai fi așa.
Mumu! Gheorghe, nu mai spune mu, te rog! Mumu! Gheorghe, păi știi cât mă nervează când nu spui mu! Așa a zis la liceu, mumu! Dacă aș fi Iulie Dinescu din Constanța, ar trebui să știu mai multe despre Constanța. N-am fost niciodată acolo. Vă rog, doamnă. Și ce să spun că are străzi? Ce are? Străzi? Vai, m-a ajutat foarte mult. Are case, are brutării și are un casino. Ceva mai particular. De casino au zis toată Europa. Are tapiserie. Da? Faimoasa tapiserie din Constanța. Păi chiar este faimoasă, da. Și mai are un felinar la fiecare colț de stradă. Cu câteodată sprijinită de fiecare dintre ei. Exact. Dar tu de unde știi? Am văzut pe barca păstală. Și mai are un hipodrom. Cu cai. Da. Ce ne-a prișnuit? Gheorghe, sunt gata. Cine e? E soția mea. Ascultă, Gheorghe. Azi din gură. Acum ești scrie. Acum ești scrie. Acum mă emoționez. Vii normal. Da. Nu mai ascult nimic. Mă emoționez. Soldat. Atrapă-te-a mea! Vai de mine! Îmi pare așa de rău că n-am fost eu aici personal să mă întâmple. Dar nu avem încă un majordom. Felina mea, mă scuzați. Și trebuie să fac singură de toate. Sunt încântată. O cerere de pantă roză. Vă rog să serviți-o, bombănit. Aha, nu, nu, nu. Adică aș vrea una mică. Să nu fie că vă refuz. A, și domnul? E mai special. Ilie! 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 Vă rog să mă scuzați. Din două în două ore trebuie să-mi eliberez sinusile. Vai, îmi pare bine. Sunteți cea mai bună prietenă a soțului meu? Da! De foarte multă vreme, da! Da, cea mai bună prietenă a omului! Da! Sunt cel mai bun prieten al omului! Asta a fost o mică glumă! Așa ca să vă delimi. Mă simt încordat. Da, vă rog, v-ați loc. Da, serviți-o, bombănică. A, nu, mersi. Sunt la regim. Mai iau eu două, dacă nu vă supărați. Ați fost atât de trecuți cu soțul. Da. Da. Istorie! Și cu foarte multe felinare agățate de femei la frutării.
Ce simpatic e, dragă, da? Incredibil! Atată acest amănunt important. Tapiseria. Ha? Tapiseria. Da, bineînțeles. Să nu uităm celebra pizzerie din Constanța. Tapiserie. Da, pizzerie. Tapiserie. Tapiserie. Tapiserie, bineînțeles. Da, și în ce parte a orașului locuiți? Da, locuim. În ce parte? În ce parte? Într-o parte. Într-o parte care este lângă... Da! Lângă spitalul de nebuni. Exact, dar iubita mea, nu avem noi vorba aceea. Putibum, putibum, calma leagă ca un nebun. Eu sper să veniți în dumneavoastră foarte des pe la noi. Locuim pe stradă super. O stradă foarte veche. Veche? Da. A, și se numește strada nouă? Păi, da. Dar când au construit-o, nu era nouă? Și măcar în plus nici nu este vorba despre asta. Pentru că după strada nouă vine strada 10. A, și înainte este strada 8. Păi, da. Nu. Știți. Da, și bănesc că sunteți foarte ocupați cu extinderea afacerilor. Ce afaceri? Ce afaceri? Ce afaceri? Mamă, ce afaceri? Ce afaceri vrea să spună? Cauciuc! Doamne, sunt pasionat de cauciuc. Viața mea e cauciuc. M-am născut în cauciuc. Vreau să mor în cauciuc. Cauciuc! Cauciuc! Doamna Dinescu, soțul dumneavoastră este atât de entuziasmat, în primul rând de afacerile noastre, în al doilea rând de călătoria din Constanța până aici în București. Când vă promit că imediat după cină, personal vă voi conduce acasă. Așa că... Stai puțin! Așa că nu vă faceți niciun fel de grijă. Stai puțin așa, să nu ne grăbim. Niciun fel de grijă. O secundă. Eu știu că voi l-ați fi ținut pe soțul meu la voi acasă chiar până mâine dimineață. Așa că eu nu vă las să plecați acasă până mâine dimineață. Dar de ce, doamne? Așa că am o propunere și mai interesantă. Aș vrea să rămâneți la noi peste weekend. Da, dragostea mea! Și tu vii cu bagajele. Iartă-mă, Gheorghe.
Dar invitația aceea nu era numai pentru cine. Invitația aceea presupunea o ședere mai lungă. Mi se punește planul pentru viitor. Dar eu! Nu, că vreau să încep o viață nouă cu tine. Cum? Cum a început așa tanța? Știu, știu. Și tocmai de aceea am spus că vreau să mă răzbun. Să ce? Să mă răzbun! Tu pe mine! O fetițață de tun. Ai spus toată dulceața pe mine? Marș la gară, acolo tu cu surioara ta! A, până aici! Acum am ajuns și surioara ta? Nu-ți închipui vreodată? Eu căsătorit! Eu cu chiciul ăsta de femeie! Marș la gară și adu-mi bagajele! Hai să luăm bagajele de femeie! Nu o să o lăsăm așa! Da! Nimic. Domnule, vrei să-l chem pe soțul meu?
Chemați-l, ce mă tot... Eu sunt doamna Pătrujel. Spune, ce dorești? Doamna Pătrujel? Doamna Pătrujel! De... le... Telefonul. Telefonul de la agenție. Pe dumneavoastră a trimis agenția? Da? Ah, domnule, dar avem nevoie de majordom, de un valet. Majordom? Da. Valet? Doamna, acesta este domeniul în care am cea mai mare experiență. Cred și eu din moment din ce agenția ți-a trimis, pentru că noi avem mare încredere în agenție, domnule. Așa că postul de muncă e al dumitale, dacă vreți. Dacă vreau? Da. Doamnă, eu sunt un om de casă. De casă. Eu unde-mi găsesc locușorul, acolo îmi fac și cuibușorul. Așa că postul de muncă e al dumitale. Doar spune-mi, când vrei să încep? Acum. Acum? Ah, chiar acum. Extraordinar, domnule. Te rog să mergi așa. Cum? Așa? Ah, da. Intră acolo. Da, acolo găsești pe camerista Maria, care îți va spune ce trebuie să faci. Vă mulțumesc, doamne. Încântat, doamne. Doamne, dar cum puteți să angajați așa pe oricine? Păi măcar ați văzut și dumneavoastră măcar o recomandare. Nu ne trebuie recomandare dacă l-a trimis agenția. N-am nevoie de recomandare. Ați văzut ce miză are ciudată și arată așa. Miză are ciudată, dar are și barba așa. Da. Da? Dar nu ați auzit ce a spus. Că acolo unde își găsește locșorul, își face și cuibușorul. Nemaipomenit. Da. Chiar cred că aceasta este genul de bărbat care ar putea fi un soț ideal. Da, suprim este. Cred că aveți un soț ideal. M-a trebuit așa din iodă. Deci, așa? Maria! Da? Fii bună să-ți pun uniforma. A, da, doamnă. Toată uniforma. Bineînțeles, doamnă. Oh, și aici, că aici n-a ajuns să tragi. Da. Maria merge acum și pregătește camera albastră pentru domnul și doamna Dinescu. Din Constanța? Da, din Constanța. Da. Mergi, să fii. Maria! Da? Mergi imediat la treburile tale. Da, doamnă. Mă duc la treburile mele. Deci sunt unele femei care nu-și fac deloc treburile lor. Maria! Am plecat! Ce-a vrut să spun cu asta? Ce-a vrut? Cum? E nebună! N-ați văzut ce craci are? Ia! Vedeți ce fel de cameriste odioase pot să țin București? Păi de ce n-ați luat de la Constanță? Nu mi s-a potrivit mie. Dar cred că se potrivește valetului. Da, sunt convinsă că o să-i se potrivească. Asta da. Sunt complet epuizat, doamne. Dar ce transportați, dragă? Cadavre? Lăsați-le acolo. Restul vine cu camionul. Mă duc să crem valetul. Avem valet? Da, el a trimis agenția. În sfârșit. Valetule! Valetule! În sfârșit, dragii mei prieteni, o să aveți toate motivele să vă simțiți extraordinar. Da! O să ne simțim ca acasă. Da, sunt convinsă că o să ne simțim foarte bine. Valetule, te rog să vine aici. Domnule, care vei vorbi despre bani atunci când va veni vremea. Acum te ocupi de aceste bagaje, vrei și le duci în camera albastră, după care te rog să vii și să fii în permanent doamnei și domnului Dinescu. Hai! Doamnei și domnului Dinescu? Da. Da? Dânsul este domnul Dinescu? Da, soțul doamnei de acolo. Da. Dumnealui este bunul meu prieten, domnul Dinescu din Păzană. Nu înțeleg care e mirea dumneavoastră. Ah, nu, 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 că nu e nicio mire. Dacă nu e nicio mire, bine. Iubita mea, aș vrea puțin să mă odihnesc. Lasă totul și hai. Uf, hai. Sunt în spatele dumneavoastră, domnule Dinescu. Ah, nu, că te simt. Te simt. Foarte ciudat. E prietenul ăsta al tău.
A ce e comune ne face să... Iubitule, da. Stai puțin. Tu m-ai spus că doamna Dinescu e o femeie măruntă. Așa. Și de așa neînsemnată. Și, și mă pomenesc în casa mea cu femeia... Ca schimbat! De săptămâna trecută? Da, exact, este săptămâna trecută. Împreună cu, cu soțul ei și atmosfera plăcută pe care tu ai creat-o. Aaa, deci nu din cazul ei tu te-ai dus atât de des prin Constanța? Doamne ferește! Trinchi, trinchi, trinchi! Ai pierdut ceva? Oh, atunci mi-i plin, plin. Doamne, vă rog să-mi iertați nesimțire. N-am apucat să vă felicit pentru că ați găsit o calitate atât de rară în prietenul meu, Gheorghe, amantul meu. Soțul! Soțul! Dar ce, domnule, ați uitat? Doamnă, vă rog să-mi iertați. Am capul plin de... cauciuc! Aaa, afaceri lăboase. Vă las singur să vorbiți despre afaceri. Mă duc să țin companie doamnei Dinescu. Faci diferența între Tanța și Vicky? Pentru mine o femeie e o femeie. Nu se diferențiază. Ai tu probleme la detector. Lasă-mă în pace că sunt foarte îngrijorat. Bine. De ce? Pentru că baletul ăsta al tău se prea mult uită la mine. Foarte bine. Uite-te și tu la el. Tu nu te auzi ce spun. Dar dacă și ea nu înțelege altceva. Lasă că e bine. Dar și Tanța asta. Așa se uită la mine de mă trec și eu. Hai, fii serios. Gheorghe, sunt foarte serios. Eu nu mă culc în același pat cu o femeie de sex opus. Da? Atunci culcă-te cu valetul. Gheorghe, fii serios. Eu nu mă culc în același pat cu o femeie de sex opus. Mai ales de una de care nu știu nimic. Bun. Atunci lucru e clar. Tanța doarme singură. Foarte bine. Am rezolvat. Dar eu, prietenul tău cel mai bun, unde să dorm? Am un hamac în grădină. Ce-ai spus? Un hamac în grădină, sub rododendronul de aur. Tu nu te auzi ce spun și tot mă trage rouă. Păi, dacă nu vrei să te tragă rouă, nu vrei să dormi cu Tanța, atunci las că te trage valetul. Gheorghe, știi că am un suspect de scurgere în nasa. Stevie, n-avem decât trei camere. Camera mea, camera lui Vicky și camera de oaspeți. Adică tu și cu Vicky nu mai faceți... Avem camere separate. Nu înseamnă imediat și inimi separate. Separările acestea mai se tesc focul dragostei. Și nu vrei noaptea asta să o pui pe un jarulet? Exclus! Hai nu dramatiza! Mai am o cameră la mansardă. Perfect! Da, nu funcționează lumina, dar... Mie mi-a frică de întuneric! Bun! Atunci tot cu Tanța. Am început să iubesc întuneric. Aș! Domnule, unde e valiza? Ce? Am făcut-o. Acum poți să o defaci. Maria, fără să spun că... Normal că poți să o defaci. Că nu o să te facă singură. Da, tocmai așa credeam și eu. Îndată ce mai mergi la Constanța, acum că domnul Dinescu ne-a făcut plăcere să vină aici, eram atât de curios să mă cunoaște. Maria, sunt chiar un camerista. Maria, pierdere de vreme. Scuzați-mă, domnul, a venit după restul de bagaj. Da, poftim. Și cară-te! Sunteți sigur că sunteți domnul Ilie Dinescu? Domnule, am spus și o repet. Sunt domnul Ilie Dinescu din Constanța. Ah. Haide, Gheorghe, să urdăm pe tunile. Noi doi trebuie să vorbim. Da? Da. Bă, nu ne-am dus din cinie! Da, tu n-am auzit că născute în continuu. 4, 3, 5, 1, 1, 2. O să fie celebr. Cine? Ilie Dinescu? Da, și asta mulțumit din mine. De ce? E un excroc.
Bine spui. Alo, poliția, cu domnul inspector Măran, vă rog. Măi, măi, tu ce faci acum? Sunt la poliție? Normal. Dar de ce? Pentru Iulie Binescu, să-l facem achizare, domne, ce să ne mai distrăm? Da, o să ne tăvălim pe jos de râs. Alo, scumpule, hai vină repede, te așteptă. O să-l aresteze pe Iulie Binescu, n-o să spui nimic, nu? Din partea mea niciun cuvânt, stai liniștită. Auzi? Da? Tu ești Stefan Stilistănescu? Da? Da? Da! Am găsit în cutia de scrisori buletinul tău și portofelul tău. Și niște poezii așa foarte frumoase, tu n-ar trebui să fii valet, să știi. Mie spui, Stefan Stilistănescu? Iar tu? Nu? Da, firește că e al meu. Dacă m-ai fi întrebat, unde ți-ai fi pierdut buletinul? Nu, a? Uite, iartă. Văd că n-are niciun ban. Mersi. Nu-i nimic. Te pot ajuta eu. Cunosc un reporter. A, nu, 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 nu. Nu, 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 nu. O mare casă trebuie să susțină și concurează la alta. Iar ta, părută ta. Ascultă, ziarul din zona face un concurs de poezii. Mâine o să fii poet celebr. Păi, eu nu vreau să fiu celebr. Eu vreau să fiu anonim. Premiul e de 5.000 de euro. Anonim! 5.000! Am niște poezii mai vechi, dar nu le-am adus aici. Așa? Aș fi bucuros să te încreditez câteva. Da? O, ce frumos! Dacă poți să-mi dai și mie un mic avans din premiul ăla... O, da, sigur, dragul meu! Pentru un așa păr banii scump leac pentru mine. O! Nu mă mai găsim pe aici din toată casa. Vezi și tu, te caută de treabă. Maria, te caută doamna Pătrunjel. Te caută doamna Pătrunjel. Da, lasă să intre. Da, bine, am plecat. Nu-ți pierzi timpul, văd. Da? Dar ce să spune pe tine? Cine-i șarpele ăla? Care șarpe? Ăla tău, soțul. Soțul meu? Soțul meu e cel mai scârboșar pe care l-am văzut vreodată. Nu eu. Pârlitul acela. Cine-i? Amantul tău? Nu-i treaba ta. Nu-i treaba mea. Da. Ei, să vezi de te strig eu de gât. Ilie, prima infracțiune gravă. Și infidelitatea la fel? Da. Da? Da, las că vedem cine sunt arma la nată la pușcărie. Nu, nu, nu. Ia-o dată valiza asta. Da. Nu știu, dar e foarte angajat. Da, da, chiar așa. N-ai mai terminat odată cu valizele acelea? Ba da, domnule. Dar eu sunt un om ordonat. Și îmi place fiecare valiză să fie la locul ei. Fiecare bărbat cu o singură femeie. Și fiecare femeie cu un singur bărbat. Interesant. În ciuda aparențelor, îmi place individul. Are principiu. Păi da, el are principii. Dar la tine principiul care este? Ce o femeie pentru păcatul? Nu, dragoste, nu vreau. Știu. Lasă-mă, lasă-mă, Gheorghe. Dar de ce nu mă mai crezi? Dar vreau să te cred, dar... Te rog, crede-mă pe mine. Dar pe cuvântul tău, ca soția ta nu înseamnă nimic? Absolut nimic. Dar dacă a avut o emisiția... Nu o să afli. Fericirea noastră începe în noaptea aceasta. Dar mâine, mâine, doamna Dinescu, putem merge undeva noi doi. În secret. Ah, da. Maria! Bine, doamna Dinescu. Mă gândeam eu că am putea să mergem noi doi. Dragostea mea! Ce te-ai gândit? Mâine să mergem toți patru la un picnic. Este o idee minunată. Dar până mâine, cred că cineva trebuie să-mi ia de după vin pentru astă seară? Da. Da, așa e. Cineva trebuie să-mi ia de după vin. Adică eu? Să plec atunci, nu? Da. Da. Draga mea, doamnă Dinescu, știu că nu ne cunoaștem de multă vreme, dar cred că ne putem vorbi așa ca între veche prietene. Da. Te rog, ia loc. Eu cred că femeile marițate n-ar trebui să-și facă rău unei altele. Ba, dimpotrivă, ar trebui să se ajute reciproc. Da! Da. Hai să o luăm așa. Când e frig afară,
mai bună mașină pornește greu, dar dacă îi schimb bujile... Arde alternatorul! Nu, dacă îi schimb bujile, motorul începe să lucre din nou, să se trezească din morți, înțelegi? Da! Stevie? Stevie? Ce coincidență! Da?
Stivie, așa, ce zici tu de 50 de euro în plus? La mulți și la mai mulți! Așa, am nevoie de tine ca de la bărbat la bărbat. Mie îmi plac femeia. Nu te pripi și mie. A, păi atunci e bine. Așa, aș vrea să petrec noaptea cu musafirea noastră. Cu doamna direct! Ce ai? De ce zic așa? Exact, doamna direct. Și vreau să mă ajut. Eu să o ajut pe dumneavoastră să vă petreceți noaptea cu doamna Timescu. De ciuda aparențelor, ai înțeles foarte exact. Și soțul ei? Ilie. Ilie? Nu o să afle. Așa crede dumneavoastră? Păi, ajuns tu să nu afle. Ah, am înțeles. Să știi că Ilie nu reprezintă niciun fel de probleme. Dar există totuși o problemă. Eu cu soția mea avem dormitoare separate. Dar nu vine niciodată la mine în cameră, dar mă rog, dacă se întâmplă să vină... Ei, eu vreau să o să mă fac, nu mai vreau! Stai! Dacă se întâmplă să vină la mine în cameră, tu o să intri în patul meu și o să te crede că tu ești eu! Cum v-ați mai gândit la toate? Dragă, dragă! De ce mai cine, nu? 50 euro pentru soția mea! Aici era! Da, da! Stivi, unde ai fost înainte de a veni la noi? În armată. În armată? Știi că ai uitat să pui pe masă cuțitele de pește și lingurile și paharele? De pește? De vin. Da, iertați-mă, am ceva probleme cu soția. Te-aș ruga să-ți lași deoparte problemele personale. Până după cine? Mergi și pune cine. Da, desigur, doamnă. Bisi... Pardon? Pardon, doamnă. Mă iertați. Dar pe tine întâmplat. La noapte. O să nimeriți peste mine în parc. Și credeți-mă că eu o să fiu mai mult genat decât dumneavoastră. Poftim? Domnul Pătrunel m-a dat 50 de euro ca să dorm în locul lui în pat la noapte. Ce ai zis? Domnul Pătrunel m-a... Mai mereu, continuă. Da. Eu nu vreau ca să insuinez ca domnul Pătrunel s-ar folosi de un asemenea tertip ca să doarmă în altă parte. Nu, n-ar fi el în stare de un așa ceva. Exact. Hai să lăsăm gata, că nu-i nimic. Mergi mai departe cu ideea. Spune. Dar cum plica să nu-i altă femeie? Mă rog, în afară de camerista și de doamna Tinescu. Ea e și cu aia... Mă gândesc că n-ar fi vreau să fiți un pic atent. Stivi, îți mulțumesc pentru aceea că ți-ai mai spus. Mergi acum și pune masă. Da, doamnă. Căutați pe cineva, domnule Tinescu? Am plecat să-mi iau pasteluța înainte de masă. Dar mă descurc singur. Mersi. Doamnă, este absolut îngrozitor. Am plecat să-mi iau pasteluța înainte de masă. Și dacă nu o iau, nervii mei simpatici devin antipatici. Nu pot să dorm. Eu sper să dormiți bine la noapte. Și eu sper, doamnă. Să știți că soțul dumneavoastră mi-a promis camera mică. A, da? Da. Adică nu o să dormiți cu doamna Dinescu la noapte. Doamne, ferește! Nu pentru că pe ea o deranjează insomnia mea. O deranjează nevii simpatici. Doamne Dinescu, trebuie să vă primim. Amândoi suntem în cală la noapte, putem fi înșelați. Nu se poate! Ba da! Nu se poate! Ba da! Mi-au stricat căsătuta, doamne! Doamne, ne te-ai auzit ce am spus eu adineori? Ce? Doamne, ascultă-mă cu atenție. Soția dumneavoastră urmează să ajungă amanta soțului meu. Credeți? Domnule, doar atât ai de spus. Doamne, să știți că eu am un principiu în viață. Atunci când mă deranjează ceva foarte, foarte tare, mă menajez evitându-l și vă recomand dumneavoastră să faceți la fel. Nu. Domnule Dinescu, ascultă-mă cu atenție, că n-ai înțeles ce am vrut să spun. Soțul meu a plătit valetului ca el să doarmă în patul soțul meu la noapte. Iar el, soțul meu, nu mai doarme în patul lui, se duce și doarme în patul soției dumitale. Labirint. Ce o să faci?
Am un plan. Vedem noi mâine dimineață. Cum se poate mai mâine? Mâine dimineață să fie prea târziu. Nu se poate. Nu se poate chiar să aibă o amantă înainte ca să am eu un amant. Nu. Nu? Nu. Așa că la noapte dormim împreună, domnule Dinescu. Doamne, iar începeți! Doamne, să știți că nu pot să fac așa ceva. E cel mai bun prieten al meu. Și cea ta împiedică să se culce cu soția dumitale? Doamne, dacă el e porc cu mine, nu trebuie să fiu și eu scrapă cu el. Eu am luat pastiluța degeaba. Ce-ai spus? Și eu am luat pastiluța degeaba, doamnă! Vedem-ne la noapte! Doamnă! Cine ai servit? Mulțumim! Venim imediat! Acum mergem la cine și ne comportăm parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Și ce o să mi se întâmple mie la noapte? Ce o să faceți în întunericul acela? O să vezi cum la noapte... Păi asta e problema, că eu nu văd nimic în întuneric! Soțul? Nu-mi face asta! Bătinul! N-am!
spune-i domnului inspector. Domnule Tupac, i-am spus domnului că... Domnule Tupac! Nu are buletin, asta e, domnule! Nu a făcut nicio greșeală. Sunteți mulțumit acum? Foarte mulțumit. Dumneata e să dorm la noaptea închisoare, iar dumneata vei fi pedepsit că a depustit în casa dumitale. Știi ce ți se complice? Domnule inspector, domnule inspector, să știți că prietenul meu este curat ca lacrima. Și eu la fel. Da? Da. Da, și cecurile. Care cecuri? Alea, s-o prețe. Gheorghe, de ce nu m-ai spus că faci cecuri de cauciuc? Cauciuc? Hai să spui tu în fața procurorului și judecătorului. Domnule, trebuie să fac o mărturisire. Nu sunt Ilie Dinescu. Băi, Ilie! Constanța. Cum acum nu ești Ilie Dinescu? Cum? Soțul meu Ilie Dinescu. Ăsta e. Cum nu e Ilie Dinescu? Dar cine? Nu sunt soțul ei. Și nu sunt din Constanța. Ilie! Mă, nu vin! Toți martorii sunt de acord. Da. Ia uite asta. Ce e asta? Casetuța lui. Au, Ilie Dinescu? Stefan Stivii Stănescu. Prostii! El este Stivistănescu, baletul. Cine casetuța aceasta? Inspectore, vă rog, poftim. Stefan Stivistănescu. Ia uite buletinul meu. Grațoaba! Bine, regulă, domnule. Dumneata vei dormi la noaptea închisoare. Și nu numai la noapte. Stați mereu, inspectore. Ar fi mai bine totul ați stat noaptea să se doarmă la noi. O secundă, o secundă, vă rog. Cât suntem în cameră? Este oaspetele nostru. Stai mereu, inspectore. Dar ce aveți de gând să facem? Să facem un joc de societate? Mie îmi plac jocul acesta de societate. Bine, bine, doamnele mele. Va dormi aici. Da? Da. Casa va rămâne sub atenția mea. Sub supraveghere. Da, așa sperăm și noi. Va dormi aici. Da? Așa speram și noi. Dar mâine, mâine pușcăria! Pușcăria! Marfa voastră de scurt! Marfa voastră de scurt! Se prinde! Domnule Dinescu, v-am salvat. Mulțumesc. Pentru noaptea asta, ultima noapte de libertate. Întâia noapte de război. Nu vreau să dorm acum. Absolut nimic.
Scuzați-mă, domnule. Trebuie să vorbim. Desigur. Să știi că am să mor mai din pricina nevestei. Da, dacă divorțezi, o să am alte probleme. Deja ai tu foarte mari probleme. Da, banii de afaceri sunt al ei. Dacă divorțezi, sunt pierdut. Stivi, ascultă-mi. Uite care-i plan. Ia 1000 de lei. Ieși prin ușa din spate, până nu vine inspectorul prin ușa din față. Așa nu o să aibă ce să spună. Da, hai, ia banii și pleacă. Iau banii, dar nu plec. Cum adică nu pleci? Da, rămân aici. Tu te gândești ce o să fie? Scandalul! Scandalul? Sau ce are să fie nu mai contează? Pentru că începând din această secundă, pentru mine nu mai înseamnă nimic decât un singur lucru. Femeile! Adică, femeia! Unica singură femeie! Căreați noapte, Gheorghe! În camera ta mică și fără lumină mi-a arătat ce înseamnă iubirea cu adevărat. În camera ta mică, Gheorghe, a crezut că visez. Dar nu, eu nu visam. Ea era acolo și eu muream de plăcere. Care e? A, nu știu, că până dimineața dispăruse. Cine ar putea să facă minunea aceasta? Soția ta. Soția mea. Sau tanța. Tanța? Da. Adică, ce încerci să spui? Că ești amantul soției mele? Sau viitoare mele amante? Dar ce te umpli tu așa? Amândouă noapte mi-au promis că o să vină la mine în pat. Așa și? Așa și ce? Păi ce nu înțelegi? Ți-ai înșelat soția, ai mințit-o și pe tanță, ai înșelat-o că ești neînsurat? Normal că vrea să se răspune. Și vrei să-ți mai spun ceva? Chiar o meriți. Tanța n-ar fi făcut așa ceva. Pe tanța o păstrez eu. Ce vorbești? Și dacă e Vicky? O păstrez tot eu. Tu nu te auzi ce spui? Fii atent ce-ți spun. În mine când se naște dragoste de femeie, se naște. Dacă e nevoie, mă lupt cu tine. Mie dacă mi se dă ceva, nu mai înțeleg cu fața. Stivi, te rog, relaxează-te și încearcă să-ți aduci aminte. Care dintre ele era? Păi, eu încerc să-mi aduc aminte. Dar momentan nu pot. Lasă-mă să mă gândesc. Nu știu. Și momentan te rog să mă scuzi. Am chiloții uși. Trebuie să le scuzi. Dragostea mai important decât orice. Nu mai am nimic. Trebuie să mă schimb. Încearcă să-ți aduci aminte care dintre ele era. O să încerc și dacă mi-amintesc, o să-ți spun. Și cu asta, gata povasta. Știu. Știi? Nu știu. Dar mi-am adus aminte un element foarte important. Purta pijama de mătase, dar numai partea de sus. Pijama de mătase, dar numai partea de sus? Da. Pijama de mătase, dar numai partea de sus. Cine ar putea să poarte? Ah, nu știu. Caută, caută. Pijama de mătase, dar numai partea de sus. Ah, cine? Gheorghe, iubitule, aici era. Dragostea mea, trebuie să vorbim. Tu mă minți pe mine? Eu vorbesc, prima! Ce caută valetul pe patul tău azi noapte? Gazeta de dimineață, dacă doamna vrea să citească ce scrie despre casa dumneavoastră. Mulțumesc! Am citit! Te previn, Gheorghe! Dacă izbucnește vreun scandal, mi-iau banii, divorțez și plec la mama! Nu, Vicky, dragoste! Vicky, stai, te rog! Lasă cu prostiile, Maria. Gazeta, domnule. Ah, se pomenește numele meu? Nu, încă nu. Numele cumpliților va fi dat publicității abia în ediția de prânz. Vedeți, trei semne mari de întrebare. Ștefan Stivistănescu de-o parte, Ilie Dinescu de-alta și Maria Sutreanu în mijloc. Păi da, unde e altă parte? Gheorghe, noi
N-ar fi mai înțelept să-mi dai cei 500 de euro la începutul fiecare luni. Să-mi găsești un apartament așa drăguț. Maria, eu zic așa. Da? Că nu e prea târziu pentru apartament. Adică? Nici pentru cei 500 de euro. Da? Trebuie să faci un amănunt nesemnificativ. Adică? Adică să dai telefon în inspectorul numărat. Nu! Și să-i spun că s-a trecut la... Ioanie, dar nu am zis. Dar... 1000 de euro. Așa și zic. Maria, vezi că caută Dana cu frunjel. Da, lasă-o să intre. Te rog, servește-i soțul meu micul dejun. O să servească valetul, doamnă. Maria! Tu te servești micul dejun. Da, bine, am plecat. Valetule, valetule, unde ești mei? De ce nu trebuie? Tata, trebuie să vorbim. Hai, mă. Ce nu te-ai răspuns? De ce? De ce? Pentru că soția ta mi s-a confesat așa și tot cu motorașele tale și cu cordonașele tale și ascult. Ai putut să te răspunzi. Și asta ce ai făcut? Ce? Stine m-a spus că a fost cineva la el în cameră, dar nu știe cine era. Știu singur am venit, că purta pijama de mătasă. Ia uzi! Da. A de sus! Așa curoasă și confortabil. Îmi spune și mie cineva ce se întâmplă aici în casa aceasta. Da, uite, dați valetul. De unde scrie valetul? Domnule, eu nu știu nimic. Știu doar că doamna își caută valizele pentru că a spus că pleacă la mama. La care mama? La mama ei. Vicky! Așa, fugi, fugi, că cumva tu stai aici pentru mine, nu? Ce nu înțelegi? E soția mea. Hai, cară-te! Tinere, îți spun ca unul care s-a încheiat de mai multe ori la șirete. Să nu te însori prematur. Vicky! Ce faci, dragă? Ai început să mergezi așa de față cu mine? Tu chiar n-ai niciun pic de rușine. Sunt totul soțul tău. Am auzit că ți-arăți pijamală. Da, și? Dacă ți-arăți pijamală, mie le arăți, mie! Da, cum să nu? Vino aici, hai. Nu, lasă-mi. Danța, aveți bune. Da, și? Azi noapte am scat din nou la casino. Am jucat, dar nu pe banii mei. Pe banii cameristei. Iar te-ai culcat cu camerista? Da! Nu! Dar nu contează. Nu pot crede ce s-a întâmplat. Iar ai pierdut. Am câștigat. Prima dată în viața mea am câștigat. Cum ai câștigat? Am câștigat, am întors totul înapoi. Ai bani? După tanța de dimineață... Stai puțin, ai contactat banca? Stai puțin. Am contactat cu directorul băncii. Și m-a spus că de dimineață o să pece tot creditorul. Da, o să-i pece. O să sună mâine dimineață aici. I-am dat numărul de telefon. De câte ori am auzit eu o să sune. O să sune, tanța. E prima dată în viața mea că nu te mint. Minți! Nu mint, crede-mă, tanța, crede-mă. Cred că dacă ai câștigat în noapte la casino, mi se datorează ceva mie. Adică? Știi cum se spune? Cum se spune? Noroc la cărți, nenoroc în dragoste. Hai, lasă-mă cu prăstia asta. Că nu te-am înșelat, da? Lasă-mă că am vorbit adineori cu domnul Pătrușel. Și m-a spus că măcar nici nu e deschis ușa. Avem bani. Da, dar e singurul bărbat din casă. Adică? Bună dimineața, iubită! Dar cine trădafirașul meu? Ai dormit bine, iubit? Oh, am dormit foarte puțin, iubito, pentru că am fost foarte ocupat. Hai, vezi, te rog, servește micul dejun. Dragoste îmi face foame. Hai! Hai, grăbește-te, tu nu vezi că e foame? Dar cine te-a dat pe rasul meu? Dar ce noapte am avut aseară? Și cum se simte în gerașul meu? Foarte obosit. Știu că ești obosit. Știi? E normal că știu, sunt eu soția ta. Da, tu ești soția mea. Noi doi am dormit în camere separate azi noapte. Știu că am dormit în camere separate, dar eu m-am sculat și tu te-am avut o surpriză! Da! Scubi-tu-mi-tu! Stai cu-o! Da! Iubita mea!
mea, deci a rămas în familie, scumpa mea! Te aranjezi? Deloc! Chiar aș vrea să afle toată lumea cât de mult îmi iubesc soția. Ai înțeles, valetule? Am înțeles, am să te urmă. Ai spus ceva? Că vă ador. Bine. Du-te și că fac acasă. Acum avem bani și putem să plecăm. Da, 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 plecăm. Haide, iubită, plecăm! Păi, ce împreună cu el? Păi, dar nu e soția mea? Și dacă s-ar băga cineva între noi? Lăs-o mărât! Ca pe un șarpe! Ai înțeles, valetule? Am înțeles, am spus. Ai spus ceva? Că vă ador. Bine. Haide, du-te, 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 grăbește. Alcool! Tot alcoolic rămâne. Și acum ce stai acolo? Ce stai acolo ca un bou? Ca un vierbe? Du-te și fă ceva de mâncare. Nu vezi că mi-e foame? Iubirea e dură și violent. Hai! Marș! La nape te să fug cu pernă. Ai spus ceva? Nimic. Bine. O, sărut mâna, doamne. Bună dimineața, doamne Dinescu. Doamne? Da? Aș vrea să vă anunț că am petrecut o noapte minunată în casa dumneavoastră. Mă bucur. Și nu vă puteți imagina ce mi s-a întâmplat. Doamne Dinescu, nu trebuie să-mi imaginez, pentru că n-am o memorie atât de slabă. Adică? Doamne Dinescu, suntem siguri. Și apoi gata, soțul meu știe tot. Tot ce? Domnule, i-ai spus că ai avut o vizitătoare azi noapte? Ah, i-am spus, dar am ținut secret. Nu i-am spus cine a fost. Da, și îți mulțumesc pentru acest lucru. Dar a trebuit să-i spun eu. Ce să-i spuneți, doamnă? Domnule Dinescu, soțul meu voia să se culce cu soția dumitale, da? Da, asta chiar trebuia să o spuneți. Da. Mi-am făcut o răzbunare, am trebuit să-i spun că eu sunt amanta ta. Și acum gata, știe ce înseamnă să fii înșelat și nici nu pot să spun că îmi pare rău. Doamne, scumii dumitru! Doamne, sunt cumplisit! Una ca una, dar două! Adică cine n-ar vrea două? Doamne, vă rog să-mi iertați, dar am fost victima unei duble surprize asta. Domnule Dinescu, ai curajul să-ți asumi propriile convingeri? Nu ți-am dovedit azi noapte? O, ba da! Dar soțul meu nu te crede în stare. Nu mă crede în stare să ce? Nu crede că ai fi în stare să fii amantul meu? Ia stați că-i arăt eu acum. Doamnă, sunteți sigură că ați fost în camera azi noapte? Nu ți-am spus că am să vin? Doamne! Păi știți cum mă simt eu acum? Cum? Ca un tânăr vânător care dintr-o împușcătură a nimerit două păsărici. Bobi! Bobi! Acum gata. Ce facem? Nu știu, dumneata, ce faci, dar eu gata. Plec la mama. Merg și eu la mama. Eu merg la mama mea? Nu-i nimic. Merg și eu la mama ta. Doamne, bine? Mama mea e o femeie de modă veche. Nu e... O, noi, noi, hai. Doamne, bine? Lasă-că. Doamne, eu când mă pornesc, mă pornesc eu. Dar când mă pornesc, doamne, am nevoie de dumneavoastră, doamne. Nu! Am nevoie să trăiesc ca noaptea trecută. Tot vă mai jucați de-a îndrăgostiții. Suntem îndrăgostiți. Gheorghe! Habar n-ai câte multă tristețe am aderat azi noapte pentru că n-ai fost acolo să fii ca o muscă într-un colț să vezi cât de bine m-a simțit cu nevastă ta. Nu! Te-auzi ce spui? Fii atent ce spui. Mie când mi se dă ceva, eu iau... Aaa, nu da, nu da! Ar trebui să mă întrebați și pe mine ceva. Tu taci din gură. Mergi cu mine. Bine, și nevastă ta. Merge și ea. Nu crezi că ar fi normal să-mi las și mie măcar una? Și nu crezi că e mai bine înainte să compar? Aici erai. Hai. Iubitele mele. Da, noi doi acum mergem la mama ei. Păi de ce? Ca să mă luminesc întuneric. Ia, stai puțin. Ți-am pus eu din amos noapte? Nu ți-am spus ce s-a întâmplat azi noapte pe întuneric? Asta numesc eu că sunt un om foarte norocos. Ia, gata. Mergem la mama să ne lămurim. La revedere! Mergem la mama! Nu exagera! Hai. Stai pe loc!
domnule inspector, vă rog mult, vă rog, nu aia. Da, legea o cere. Da, dar iubirea cere altceva. Stați mereu, stați mereu, inspector. Ce? Tocmai vine la ziași cu mine. Ce care v-am spune că este căuta pe opera. Toată lumea se întreabă cine e poetul ăsta. Misterios, necunoscut. Bravo, 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 felicitări. Acum ești și geniu? Da, câștigătorul premiului întâi, Stefan Stivistănescu. Adică valetul premiului întâi? Da. Stefan Stivistănescu? Și cum e dormit tău? Nu te eu sunt un om foarte generos. Mă bucur pentru... Hai cu mine în închisoare! Mă arestați! Hai să vezi, ia vină și cum. Răspunde odată! Înțeles că da? Eu e tine. E pentru tine. Ha? Ce seamnă? Hai! Hai mai repede! Așa, așa. Pe loc de pauză! Da? Cercurile fără acoperire au acoperire? Doamnă, asta e o greșeală. Stai! Să vezi ce vrea să spună. Da? Da, doamnă. Lie Dinescu e nevinovat? Doamnă, să știți că nu mă interesează. Pe mine mă interesează un singur lucru. Femeile și poezia. Da, din pat în vers și din vers în pat. Auzi, pisicuță, ce faci din seara? Doamne, îți mulțumesc. În sfârșit, Ilie Dinescu e nevinovat. Și Stefan Stivi Stănescu e omul zilei. Bătrâne, Iulie! Bătrâne, Stivi! Credinția, ziar, uite, prânzi. Inspectore, da? Reputația dumitale s-a dus gradul dumitale. Aaaa! Opriți-o dintea! Opriți-o dintea! Dai că te pune dintea! Hai! Nu! Opriți-o dintea! Opriți-o dintea! Păi, asta... Măi, cu cine vorbește? Auzi, acum poți să-mi dai și mie buletinul înapoi? Și ce fac eu? Rămân fără buletin? Acela-i buletinul meu. Adică tu ești Ilie Dinescu. Și tu ești Stefan Stivi Stănescu? Da? Nu? Ia stați puțin. Tanța, Ilie Dinescu există. Bunul tău prieten, Ilie Dinescu din Constanța. Ce se întâmplă aici? Adică Ilie nu e Ilie. E Stivi? Care Stivi? Știi ce? Tu m-ai mințit așa că te părăsesc, Gheorghe. Așa că dacă ea părăsește, așa că părăsesc pe tine. Nu! Eu te părăsesc pe tine, Iuchi. Ormei, în casa mea, cu prietenul meu. Asta este casa mea. Și m-am simțit foarte bine cu el azi noapte. Mulțumesc. Iartă-mă, dar eu am fost azi noapte cu el. E, ce vrei să spui? Că tu ai fost cu el azi noapte? Normal că eu am fost. Mi se pare că m-a înșelat. Eu am fost azi noapte. Ce? Scubidu-bidu! Iubirile mele! Vă amintiți cum v-am zis eu azi noapte? O, da! Să mori, să dormi patul nostru dulce, ca doar o lune prinsă într-o coajă. Și mine așa te o duce, sufletul îmi va rămâne într-o vraj. Exact așa voiam să spun și eu. Exact așa voiam să spun și eu. Maria, numai care a fost azi noapte cu mine în pat ar putea să știe versurile acestea. Tu ai fost. Da, bineînțeles că eu am fost. Doamne, câtă dragoste mi-ai dat. Vișii, m-ai mințit, dar nu mai ești la. Panța,
M-ai înșelat? Da, m-ai mințit! Ah, nu, nu, că acum nu mai sunt mu-mu. Nu? Acum sunt bu-bu!